Cum vezi Zalăul în următorii ani? Și aici aș vrea puțin să spui și despre parcări și despre infrastructură. Ce ai schimbat? Ce crezi că ar mai fi nevoie? Da, din experiența ultimilor ani am văzut că un județ, un oraș se poate dezvolta foarte bine atunci când există infrastructură modernă de secolul 21, când există centuri, când există autostrăzi. Asta s-a întâmplat în țara noastră, în alte județe. Și asta se poate întâmpla și aici, la Zalău. Autostrada Transilvania poate fi o coloană vertebrală de dezvoltare pentru întreg județul și pentru Zalău. Putem fi la jumătate de oră de Cluj, jumătate de oră de Oradea. Ar fi extraordinar. Investitori mari ar putea veni aici, inclusiv români, inclusiv străini, și ar putea să investească, ar putea să ofere locuri de muncă bine plătite. Asta ar aduce mulți, mulți bani în bugetul local, cu care putem să facem acele parcări despre care vorbim. Uitați, ne uităm, trecem pe lângă mașini, e o situație așa cumva tipică. Da, avem parcate mașini avem și pe stânga și pe dreapta. Și pe o parte și pe alta. Chiar mă uitam, foarte mulți părinți cu copii mici, cu cărucioare, nu pot să folosească trotuare. Fie sunt blocate de mașini, fie sunt impracticabile complet. Fie am văzut pe de-a lungul bulevardului s-a făcut trotuar nou cu pistă de biciclete, însă trotuarul ăla are, nu știu, 50 de centimetri lățime și dă în stâlpi de curent, nu pot fi utilizate. E trist, e păcat și e nevoie de viziune, e nevoie de multă implicare și de dorință din partea autorităților ca să rezolve o problemă de altfel simplă. Nu trebuie să reinventăm apa caldă. Peste tot prin Europa și chiar în România am văzut cazuri de parkinguri între blocuri subterane pe 2, 3, 4 nivele, la sol frumos amenajat, terenuri de joacă, spații verzi pentru copii, pentru seniori, iar toate mașinile din cartier care astăzi blochează, Brădetul, Dumbrava, toate trotuarele, zona centrală pot să fie poziționate în aceste parcări și trotuarele, locațiile, cartierele redate cetățenilor, fiindcă până la urmă un oraș trebuie să fie al oamenilor. Trebuie să ne putem plimba, să mergem cu bicicleta, cu copiii, cu familia în siguranță și să fie o plăcere să ne plimbăm, nu să facem un slalom printre mașini, să intrăm pe drum, să riscăm să fim loviți, Doamne ferește.